Bună ziua! Vreau să mulțumesc tuturor jurnaliștilor care au acceptat invitația și m-au onorat cu prezența sa astăzi în această conferință de presă. Mulțumesc, cetățeni! Astăzi vreau să fac o conferință de presă dedicată proiectului de lege cu numărul 245, înregistrat pe data de 11.01.2019. Vreau să informez că la acest proiect de lege s-a lucrat pe parcursul a câteva luni, în componență destul de largă. La acest proiect de lege și-au depus toate cunoștințele reprezentanți de la Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor. Cu siguranță vorbim despre reprezentanți de la Departamentul Vamal, Inspectoratul Fiscal, reprezentanți ai Asociației Exportatorilor de Nuci din Republica Moldova, și eu, în calitate de delegat de la Parlamentul Republicii Moldova din Comisia de Agricultură. Deci este o muncă colectivă și despre ce vorbim în continuare voi anunța ulterior. Aș vrea să vorbesc despre importanța nucilor și numai și a proiectului de lege prin prisma unor cifre, și anume, în anul 2017, consumul mondial de miez de nucă a constituit 2,2 milioane tone, și în perioada 2008-2019 acest indicator crește continuu. Se prognozează o creștere anuală de 3,3% global la consumul de miez de nucă și până în 2024 se preconizează că se va ajunge la o cifră de 2,8 milioane de tone. Potrivit raportului în 2017, exportul mondial de miez de nucă a constituit o valoare de 2 miliarde 85 milioane de dolari SUA. În topul, partea pozitivă este că noi ne aflăm ca și țară în topul exportatorilor de nuci, și anume, SUA este pe primul loc cu 41% din exportul mondial, Mexic cu 15% locul 2, Ucraina locul 3 cu 11%, Chile are 10% și Republica Moldova are 6% din tot exportul mondial de miez de nucă și nuci întregi. Potrivit datelor oficiale ale Biroului Național de Statistică a Republicii Moldova, în anul 2017, suprafața totală a plantațiilor de nuci din țară era de 24.000 de hectare, alcătuită din inclusiv plantațiile de nuci tip pădure, a fâșiilor forestiere, aleilor de-a lungul drumurilor. Conform informații disponibile, în perioada primilor 8 luni a anului 2019, 36 de agenții economici din Republica Moldova au efectuat operațiuni de export de nuci și sau miez de nucă în sumă totală de 1.753.000.000 de lei. Toate aceste date vorbesc despre importanța acestui gen de activitate economică în Republica Moldova. Având o putere deosebită în economia națională, piața nucului în Republica Moldova întrunește un șir de probleme, ce afectează grav statul și comunitatea de afaceri din domeniu, generând corupție, evaziune fiscală, stimulând dezvoltarea economiei tenebre, monopol și contrabandă. Ilegalitatea în procesul de achiziționare a nucilor în Republica Moldova nu este un fenomen nou. Cu siguranță noi asistăm permanent la o mulțime de discuții în contradictoriu despre constituirea diferitor tipuri de monopoluri, cădere și asistăm la fluctuații extraordinar de mari în ceea ce privește prețurile din Republica Moldova la achizițiile de miez de nucă. Despre necesitatea întreprinderii de acțiuni aferente activității achiziționarilor intermediari se discută de mai mulți ani. Piața nucului trebuie adusă în câmpul legal convenabil tuturor participanților legali ai pieței. Și anume, vorbim despre sutele de mii de proprietari de copaci de nuci, proprietarilor de livezi de nuci, achiziționarilor și întreprinderilor de procesare a nucului. De asemenea, pentru exportatori de nuci în coajă și a miezului de nucă. Potrivit reprezentanților asociațiilor de exportatori de nuci din Republica Moldova și Asociației Business-ului European, pe scurtat ar fi IEBA, deficiențele și ilegalitățile în activitatea achiziționarilor și regimul actual de aplicare a actului de achiziții constituie principalele două probleme ale pieței nucului în Republica Moldova. Soluționarea și reflectarea lor adecvată în cadrul normativ va duce la eliminarea într-o măsură decisivă a celor probleme importante din ramură. Proiectul a fost consultat și elaborat împreună, cum v-am spus și mai înainte, cu oamenii din domeniul de afaceri, exportatorilor și producătorilor de nuci. Prin proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, noi ne-am propus 1.
legalizarea activității și regimul fiscal în domeniul achiziționărilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectului din regnul vegetal. În conformitate cu prevederile legii 845, activitatea de achiziție a produselor agricole, inclusiv nuci, în scopul comercializării ulterioare a acesteia, pentru obținerea de venituri, constituie activitate de întreprinzător și urmează a fi înregistrată într-o oricare formă organizatorico-juridică. Se remarcă faptul că în procesul elaborării a proiectului în cauză ne-am axat pe ideea că problema este una complexă și se referă nu doar la achiziția și comercializarea, exportul de nuci. Aceeași situație este și cu alte produse agricole din horticultură și fitotehnie și obiecte regnul vegetal. De exemplu, pomișoare, alune, migdale, plante medicinale, flori, etc. Proiectul prevede completarea codului fiscal cu un capitol nou, și anume 10.3, care se intitulează Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor din regimul vegetal, prin care se stabilește sfera aplicării, subiectul impunerii, metode de evidență și aplicare acestora, obiectul impunerii, cota de impozit, evidența subiectului. Potrivit modificărilor propuse, subiecți ai impunerii sunt persoane fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfășurarea activității, colectează produse agricole și obiecte a regnului vegetal de la persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător în scopul comercializării ulterioare acestora către agenții economici. Valoarea de comercializare a cărora nu va depăși suma de 1,2 milioane de lei pe parcursul unui an calendaristic. Agentul economic care va efectua achiziția de la subiecții menționați de produse agricole va reține final la sursa de plată un impozit în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul subiectului. Asupra subiectului menționat mai sus nu se va extinde cerințele privind prezentarea dărilor de seamă financiare și statistice, ținerea evidenții contabile și financiare, efectuarea operațiunilor de casă și a decontărilor. De asemenea, proiectul prevede modificări la legea privind sistemul public de asigurări sociale și legea cu privire la mărimea, modul și termen de achitare a primilor de asigurare obligatorii de asistență medicală, prin care va obliga subiectul să desfășoare activitatea de colectare a produselor agricole și a obiectului regnului vegetal, în cazul în care acesta nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale și la sistemul de asigurări medicale, să se asigure în mod individual prin efectuarea următoarelor plăți. La sistemul de asigurări sociale, prin achitarea a 12-a parte lunar, adică cote lunare, din suma fixă prevăzută în anul fiscal de gestiune, și la sistemul de asigurări medicale, prin achiziționarea poliției de asigurări medicale, cu achitarea acesteia în suma fixă stabilită de lege în vigoare pentru anul fiscal în gestiune. Punctul 2. Simplificarea procedurii de achiziții de la populația producției agricole din horticultură și fitotehnie. Comunitatea de afaceri, în enumărate ori, a comunicat despre dificultățile enunțate de achiziționari în legătură cu obligația ținerii evidenței contabile, actelor primare, etc., fiind solicitată o formă simplificată a acestora. Potrivit reprezentanților din sectorul respectiv, din ianuarie 2018, unele instituții de stat au trecut la practica de învinuire în masă a antreprenorilor în contrabandă în proporții deosebit de mari cu miez de nucă din Ucraina și inexactități în actele de achiziție. În cazul în care exportatorul solicită organului VAMAL autentificarea și eliberarea certificatului de origine preferențială, este necesar de a fi respectate prevederile regulamentului privind completarea, autentificarea, eliberarea și controlul ulterior a certificatului de origine preferențială a mărfurilor. Temei pentru autentificarea și eliberarea certificatului de origine preferențială a mărfurilor servește cererea declarație completată de către exportator pe propria și plina sa responsabilitate. Articolul 36 și 38 din regulament stabilesc actele necesare ce urmează a fi anexate la cererea declarației în vederea confirmării originii preferențiale a mărfurilor. Astfel, în cazul achiziționării mărfurilor de la persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător, agentul economic
întocmește actul de achiziție a mărfurilor, formular tipizat de document primar cu regim special conform legii contabilităților, care se întocmește de către entitate în cazul achiziției mărfurilor, valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole, de la persoane fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, adică de la cetățeni, indiferent de momentul achitării mijloacelor bănești. Reșind din impedimentele invocate de comunitatea de afaceri din domeniu, procedura de achiziție de la persoanele fizice de produse agricole va fi una simplificată. Astfel, la achiziția producției agricole de la populație, cantitatea totală și locul colectării a produselor de la persoane fizice se va documenta zilnic în baza unui document, act borderou, de care, de către achiziționar, subiectul impunerii, care este și subiectul impunerii, prevăzut de articolul 69 a proiectului de lege. Procurarea produselor de la achiziționar de către agentul economic se va realiza în baza unui act de achiziții, formă și aplicarea acestuia, metode de evidență, modalitate de documentare, potrivit proiectului, urmează a fi stabilite de Ministerul Finanțelor. În vederea confirmării originii preferențiale a mărfurilor destinate exportului, acest document va conține premize cu referire la declarația de proprie răspundere a achiziționarului că produsele agricole și obiectele regnului vegetal procurate de la populație au fost recoltate în integritate pe teritoriul Republicii Moldova. Implementarea proiectului va facilita simplificarea la maxim a procedurilor de achiziții și comercializare a produselor agricole. 2. Va consolida cadrul legal pentru participanții în relațiile economice. Va asigura interesele statului în domeniul administrării proprietăților sale. Vorbim aici îndeosebi de fondul Silvic. Noi toți cunoaștem cetățenii din Republica Moldova, coleg Pomușoare, Alune, din fondul Silvic al statului și, practic, acest lucru o să reglementeze și acest gen de activitate a persoanelor fizice. Va garanta colectarea tuturor obligațiilor fiscale la bugetele publice. Va exclude sau limita riscurile de evaziune fiscală, contrabandă, activitate ilegală de întreprinzător. Va micșora componența coruptibilă, având acest gen de proiect de lege primit și votat în codul fiscal. Este de menționat că realizarea proiectului nu implică cheltuieli financiare publice. Vreau să precizez, dumneavoastră introduceți articolul 9, înseamnă că până acum nu a fost reglementată în general această activitate. Sigur nu. Da. Ați propus 5% din suma care este mai mică de 1,2 milioane de lei. 5%. Deci este impozitul care îl plătește persoana juridică, firma care se ocupă de achiziții, persoana juridică, îl reține la plată. Deci acest achiziționar, dar acum numai persoana fizică, când vine și vinde miezul de nucă, persoana juridică are obligația să rețină la plată, ca și impozit final, 5% din suma care i-a plătit-o. Nu în afara acestui 1,2 milioane. Acest 1,2 milioane lei reglementează că el poate să facă achiziții și să vândă persoanelor juridice în valoare de 1,2 milioane de lei în baza acestei legi. Adică nu mai mult. Nu mai mult. Că dacă, dacă vinde mai mult, atunci este obligat să meargă să înregistreze ca societate comercială, ca întreprindere individuală, să-și ia o altă formă organizatorică juridică pentru activitatea dată. Până acum înseamnă că ei cumpărau de la persoane fizice fără nicio reglementare? Nu, ei până acum cumpărau de la... Deci erau două forme de achiziție a acestui miez de nucă sau oricărui tip de nucșoare sau etc. Vorbim despre o problemă care este extrem de complexă în Republica Moldova. Deci noi vorbeam despre două modalități. Deci persoanele juridice care se ocupă de export aveau centrele lor de colectare a acestui miez de nucă, dacă vorbim despre miez de nucă, în care o persoană fizică venea cu 4, 5, 6 kg în baza buletinului, îi se făcea borderou sau actul de achiziție, îi se plăteau banii, persoana juridică avea obligația să rețină 5% din acea sumă și să o transfere statului ca un impozit unic. Și atât. Dar noi cu toții cunoaștem că și în piața centrală și în toate piețele din Republica Moldova și în afara lor există o categorie de persoane achiziționare. Anume, aceste persoane nu sunt reglementate de lege în Republica Moldova. Noi venim prin acest punct 10.3 să reglementăm activitatea acestor persoane achiziționare. Deci, ce se întâmplă cu ei? Nu este nicio întrebare când persoana juridică face exportul și el cere să-i se dea certificatul preferențial de tip Euro 1 pentru scutirea de taxe vamale în Uniunea Europeană.
Și el trebuie să dovedească originea mărfii. Conform cerințelor Uniunii Europene, exportatorul trebuie să demonstreze prin acte că toată marfa care o exportă este 100% produsă în Republica Moldova. În cazul exportatorilor de mes de nucă, el avea două tipuri de documente. Facturi de cumpărare de la persoana juridică care deține, spre exemplu, livezi, și actele de achiziții de la persoană fizică. În momentul în care se începeau așa numitele anchete, pentru că vama trebuie să facă și controlul post-vamal, ulterior, pentru confirmarea originii vămii, deci tot vorbim despre acțiuni legale a vămii, cu siguranță apăreau probleme atunci când persoane juridice cumpărau de la achiziționari și acest câte 2-3 tone. Nu apărea nicio problemă dacă, spre exemplu, Bolea Vladimir a vândut 4 kg cu buletinul, nimeni nu avea niciun fel de întrebări. Este clar că eu am un copac, mi-am produs 4 kg de miez de nucă și nu sunt întrebări de unde am luat acest miez de nucă. Apar problemele atunci când apar acești achiziționari care colectează prin sate acest miez de nucă și vine și îl livrează agentul economic în cantitate de 2-3 tone. Și el nu este reglementat nici cum statutul lui juridic. Deci aici intervenim noi. Deci prin acest proiect de lege, care, apropo, mulți stimați cetățeni, a fost preluat în integritate în politica fiscală pentru anul 2020 de către actualul Minister al Finanței, al Finanțelor, și va fi votat în prima și a doua lectură la primele ședințe, noi venim să facem un mic pas în reglementarea acestor probleme, ca să ușurăm anume munca exportatorilor și certitudinea lor că vor primi aceste acte de achiziții. Noi facem ca statutul juridic a achiziționarului să existe în sine, ca noi să înțelegem că acea persoană care a dat 2 sau 3 tone nu a făcut niște acțiuni fictive, dar el a acționat în baza unei legi, adică vorbim codul fiscal, punctul 10.3, vorbim despre o persoană fizică care are un gen de activitate care este reglementată de acest punct 10.3 până în suma de 1.200.000 de lei. După care, cu siguranță, trebuie să se înregistreze ca și societate comercială. Sau oricare altă formă juridică existentă și reglementată de legea din Republica Moldova. Da, spuneți că este un politică proiectul politicii bugetare fiscale? Da, a fost înregistrat, da. Dar asta înseamnă că un proiect de lege aparte care trebuie să fie amendat fiscal, da, aparte. A fost preluat pentru politica fiscală, dar va fi votat în prima lectură, după care vor fi comasate aceste lucruri. Vor fi comasate, da. Și vreau să vă întreb, înainte de dumneavoastră, la ora 10, a ieșit fracțiunea și a vorbit despre un proiect care se propune ca să fie înregistrat privind suspendarea sau moratoriu pentru legea miliardului. Adică, dacă în campanie cel puțin așa declarativ spuneau că vor anulare aceste legi, acum propun moratoriu sau suspendare și dacă vor fi epuizate toate creierile de acești bani, atunci totuși ei vor fi puse pe seama cetățenilor sau datorie de stat. Dumneavoastră, ce părere aveți despre acest proiect și de ce nu a fost el înregistrat cu tot blocul acum? Adică și cu fracțiunea PAS? Deci, regret foarte mult, dar nu am privit conferința de presă, mă pregăteam de conferința mea. Cu siguranță am să mă uit despre ce au vorbit colegii noștri din Parlament în conferința lor de presă și care este propunerea lor. Deci, în Republica Moldova, noi știm că există partide politice și fiecare partid politic și are programul său și are politica sa. Și în ceea ce privește abordările care le au, sunt total diferite. În cazul conferinței de presă a PPD-ului, este o fracțiune în Parlamentul Republicii Moldova, înregistrată din luna martie, anul curent, care și-au programul lor de acțiuni, de declarații, de multe alte lucruri. Cu siguranță noi susținem majoritatea acțiunilor care le face acest bloc și nu înseamnă neapărat această fracțiune și nu înseamnă neapărat că noi trebuie să mergem împreună la fiecare declarație care se face. Eu tot aici sunt de la PAS și sunt singur, da? Da, dar era o promisiune comună a blocului acum privind anularea, nu suspendarea. Din câte știu eu, este promisiunea tuturor politicienilor din Republica Moldova prezenți în Parlamentul actual să elucideze cazul furtului miliardului și el este foarte important și din motiv că noi trebuie să însușim cum a fost făcut acest furt ca să putem să protejăm Republica Moldova de furturi de genul ăsta ulterioare din sistemul bancar. Să protejăm tot sistemul bancar. Și din câte știu eu, este și o comisie parlamentară care se ocupă de studiile acestui caz. Eu sperăm foarte mult
că acum cu alegerea noului procuror să se urgenteze toate procesele astea și vă spun încă o dată că este foarte important să înțelegem cum a avut loc tot acest proces, de ce el a fost posibil să aibă loc în Republica Moldova, ca să putem să evităm pe viitor genul ăsta de probleme. De ce părere este despre această formulare moratoriu, dar nu anularea, nu... Nu știu contextul în care ei au spus, cu siguranță am să citesc și pot să... Noi, cei de la PAS, ca și toți ceilalți care au proces în acest Parlament, vorbeam despre anularea, eu cred că ne-ați vorbit despre legea prin care acest miliard, plata acestui miliard, a fost pusă pe umerii cetățenilor din Republica Moldova, dar noi cu siguranță considerăm că, dar să știți că moratoriul nu înseamnă nici de cum anularea intenției de a anula legea ulterior. Nu știu din ce context, adică trebuie să văd despre ce au vorbit colegii noștri, dar asta nu exclude una pe alta, este un pas premergător pentru procesul de anulare, probabil. Vreți susține, credeți că fracțiunea PAS va susține dacă va fi dezbătut în plenul Parlamentului acest proiect? Da, cred că da. Nu exclude una pe alta, adică noi în final vrem ca să luăm de pe umerii cetățenilor care nu poartă nicio vină în cazul furtului acestui miliard, mai ales că noi, după atâția ani, încă ca și politicieni, ca guvern, procuratură, deputați, nu am venit cu un răspuns foarte concret de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Urmează totuși organele de anchetă din Republica Moldova să se expună exhaustiv la tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova, să primim niște răspunsuri foarte clare, ca, vă răspund, cel mai important din punctul meu de vedere, în afara faptului că trebuie să întoarcem înapoi banii vânzând acțiunile, vânzând averile care le aveau băncile alea și întorcând banii de la persoanele care se fac vinovete de aceste furturi, dar nu de la cetățeni, dar și să reușim să evităm pe viitor aceste furturi. Vă mulțumesc foarte mult!